Din toată inima cred acum în versetul acela care spune când veți fi dus, dar nu se aplică neapărat aici în fața dregătorilor, să nu vă gândiți ce veți avea de spus dinainte, căci Domnul vă va da chiar în ceasul acela ce veți avea de spus. Nu m-am așteptat în această seară să predic, mai ales că și oboseala de pe drum, nu vreau să mă justific. Mă gândeam că fratele Ghiță va merge mai mult, eu m-am rugat mult să-i dea Domnul cuvânt. Însă, dacă așa hotărât, Domnul să-l binecuvânte. Mă rog, Domnul să mai facă semne și în seara aceasta. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al semnelor și al minunilor. Slăvit să fie Dumnezeu! Se face atâta teorie în jurul nașterii lui Iisus. Scepticii spun cum să se nască cineva dintr-o fecioară. Li se pare atât de greu acest proces sau această minune a lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu poate să facă foarte multe minuni. Dumnezeu poate să aducă lucruri din neființă la ființă. Lucruri care nu există, Dumnezeu le poate aduce la existență. Și lucruri care există, Dumnezeu le poate trece în neființă, le poate trece în abis. E atât de mare puterea lui Dumnezeu. Iată ce spune, de exemplu, în Psalmul 104, versetul 4. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Puteți să-mi explicați, dumneavoastră, cum poate Dumnezeu să facă din vânturi soli? Cum poate să facă din flăcări de foc slujitori? În Evrei, capitolul 1, versetul 7, de asemenea, vă rog să îl citiți, uitați ce spune acolo scriitorul epistolei către evrei. Din flăcări, din vânturi faci îngeri și dintr-o flacără de foc slujitori. Păi a putut Dumnezeu, printr-o fecioară, ca să-L trimită pe Hristos în lumea noastră fără ca să fie intervenția unui bărbat? Păi sigur, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Însă ateii, scepticii, îndoielnicii, cei care pun la îndoială existența lui Dumnezeu, spun cum se poate lucrul acesta. Nu la întâmplare Dumnezeu îi spune lui Ahaz, cere un semn și îți voi da un semn, un semn pe care lumea nu-l va pricepe. Nici el nu l-a priceput. Nu vreau să ispitesc pe Dumnezeu, spunea el. Dumnezeul nostru are puterea să facă orice. De aceea, în această seară, dragul meu, în fața acestui Dumnezeu care poate totul, ai venit și aș vrea să nu te îndoiești de această putere a lui Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu, să știi că El poate să facă. Dacă poate să facă din vânturi slujitori, din flăcări de foc îngeri, El poate să facă dintr-o fecioară să se nască un fiu. Un fiu care este însuși Dumnezeu întrupat. Slăvit să fie Dumnezeu! Iată, aici Biblia spune mai jos și vor pune numele Emanuel, care tradus în limba română înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, aș vrea să vă pun o întrebare în această seară. Când este Dumnezeu cu noi? Vedeți, pe paginile Sfintelor Scripturi sunt oameni care au avut impresia că Dumnezeu este cu ei indiferent ce fac ei. Însă, tot pe paginile Sfintelor Scripturi aflăm că Dumnezeu s-a depărtat de ei. Primul împărat al lui Israel este Saul. Și omul acesta a crezut din toată inima că Dumnezeu este cu el. Însă este cel mai trist verset din Biblie unde spune Dumnezeu s-a depărtat de Saul. Dumnezeu nu mai era cu Saul. Și care erau semnele depărtării lui Dumnezeu de Saul sau lui Saul de Dumnezeu? Erau câteva semne. Unul din semne era că nu-i mai răspundea Dumnezeu la rugăciuni. Se ruga să-i vorbească Dumnezeu și Dumnezeu nu-i mai vorbea. Nu-i mai vorbea prin vise, nu-i mai vorbea prin proroci, nu-i mai vorbea prin preoți, nu mai vorbea prin absolut nimeni. Și ceea ce ura odată a ajuns să iubească. Și ceea ce iubea odată a ajuns să urască. Asta este o răsturnare a valorilor. A ceea ce unii oameni s-au întors la Dumnezeu, au iubit cuvântul lui Dumnezeu, dar pe parcurs s-au depărtat de Dumnezeu. Dacă Saul a ucis pe vrăjitori, pe cei ce se ocupau cu ocultismul,
Pe cei ce practicau ocultismul acum ajunge să se ducă chiar la ei. Știți acel episod, acea întâmplare când s-a dus în fața vrăjitoarei și când s-a deghizat, s-a schimbat, că nu vrea să se dea de gol că el este Saul. Însă Duhul cel rău l-a descoperit pe Saul și prin vrăjitoare îi spune: tu ești Saul, ai venit să mă omori. Nu-ți face nicio problemă, spune-mi doar ce vezi. Văd o ființă dumnezeiască sculându-se din mormânt. Teologii spun că era tot un duh rău, nu era deloc omului Dumnezeu pe care pretindea vrăjitoarea că îl vedea, ci era o inducere în eroare a lui Saul, pentru că asta era soarta pe care și-a ales-o el. Dar totul a început de la faptul că Dumnezeu s-a depărtat de el. Judecător, capitolul 16, un alt om al lui Dumnezeu, este Samson. Este cel mai trist verset al Bibliei. Domnul s-a depărtat de Samson și el n-a știut. A zis: voi face ca mai înainte. S-a ridicat și când a vrut să rupă funile, când a vrut să facă minunile pe care le făcea Dumnezeu, Duhul Sfânt prin el înainte, a văzut că e slab ca orice om. Pentru că Domnul s-a depărtat de el. Vreau să-ți spun o întrebare și să ne întrebăm fiecare în această seară: mai este Dumnezeu cu noi? Dar haideți să venim mai aproape. Mai este Dumnezeu cu mine? Mai este Dumnezeu cu tine? Care sunt semnele că Dumnezeu este cu noi? Mai avem noi aceeași pasiune care o aveam altă dată pentru Hristos, pentru Scripturi, pentru rugăciune, pentru cele sfinte, sau ni s-a aprins inima pentru lucrurile lumii? Ne-am obișnuit în starea noastră încât ni se pare absolut normal și poate e atât de anormală starea încât noi nu o mai conștientizăm. Să nu credeți că Samson a conștientizat că s-a depărtat de Dumnezeu? Nu! Ci s-a depărtat încet, cum spunea cineva, căderea în viața unui creștin rare ori este o erupție, de obicei un proces lent. Nu-ți dai seama că te depărtezi de Dumnezeu. Știți, cei de la NASA din Texas, când plasează rachete în spațiu, le plasează cu o exactitate extraordinară ca să ajungă la Lună. Știți ce s-ar întâmpla dacă racheta care este lansată de la NASA în spațiu ar devia cu un grad când ar începe de pe Pământ? Ce e un grad? Foarte puțin. Un singur grad, dacă racheta ar devia de la Lună, când ar ajunge undeva aproape de Lună, ar fi la mii de kilometri distanță, ar tot trece pe lângă Lună. Un singur grad pe Pământ, ajungând până la Lună, înseamnă mii de kilometri. Știți cât trebuie să te depărtezi de Dumnezeu? Foarte, foarte puțin. Doar o minciună mică, o bârfă mică. Amintiți-vă de ce a spus Iisus: vulpile mici strică viile în floare. Pe pocăiți nu-i strică păcatele mari, pe pocăiți îi strică păcatele mici. O bârfă azi, o bârfă mâine, o minciuniță azi, o minciuniță mâine și un singur grad, când să ajungi la destinație să vezi că ai tot trecut pe lângă împărăția lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să aibă milă, să ne păzească. Aș vrea în această seară să ne punem serioasă întrebare: fiecare în dreptul nostru, mai este Dumnezeu cu mine? Care sunt semnele că Dumnezeu este cu mine? Iată, aș vrea să subliniez câteva lucruri. Când este Dumnezeu cu noi? Pentru că în această manieră o să ne verificăm fiecare viața și o să vedem dacă Dumnezeu mai este cu noi. Theodore Roosevelt, fostul președinte al Statelor Unite, a fost întrebat odată în timpul războiului dacă Dumnezeu va fi cu armata americană sau nu. Și au zis ce răspunde el: problema nu se pune dacă Dumnezeu va fi cu armata americană. Problema se pune dacă armata americană este cu Dumnezeu sau nu. Pentru că dacă este cu Dumnezeu, și Dumnezeu va fi cu noi. Dacă nu suntem cu Dumnezeu, nici Dumnezeu nu va fi cu noi. Dumnezeu lucrează mână-mână cu cei care lucrează alături de El, nu cu cei care se depărtează de El. Am subliniat aici câteva lucruri. Când este Dumnezeu cu noi? În primul rând, Dumnezeu rămâne cu noi
atunci și atâta vreme câtă vreme noi suntem neprihăniți. Amin? Iată, se spunea aici despre bătrânul Simeon. Ați subliniat foarte bine. Ce spune Biblia că era cu bătrânul acesta? Pe lângă faptul că era bătrân, pe lângă faptul că era la templu, că nu e important să fii bătrân sau să fii în templu. Ci lucru cel mai esențial care îl sublinează, spune Biblia, omul acesta era neprihănit. Ducea o viață sfântă. Adică omul acesta neprihănit, omul acesta care ducea o viață sfântă, era el bătrân, era el în templu, dar esența nu era că era bătrân, nici că era în templu, ci esența era că ducea o viață sfântă, era un om neprihănit. Și Dumnezeu i-a făcut acestui om neprihănit o promisiune. Simeon, tu nu vei muri până nu vor vedea ochii tăi mântuirea lui Israel. Când i s-a adus pruncul în templu și l-a luat în brațe, aș vrea să simt acea bucurie care a simțit-o Simeon în momentul acela. O bucurie care nu o poți descrie în cuvinte, ținându-l pe pruncul Iisus în brațe. Nu l-a mai interesat viața asta, ce a zis, nu s-a mai rugat, Doamne, Doamne, vindecă-mă de spate, vindecă-mă de picioare, că mă dor, Doamne, du-mă cât de repede în împărăția Ta, că acum ochii mei au văzut mântuirea Ta, pot să mor liniștit, Doamne, că acum știu sigur că-s mântuit. Și nu numai eu, ci întreg poporul Israel. La fel, Ana. Nu era important că era în vârstă. Nu era important că era la templu. Ci ce spune Biblia despre Ana? Era o femeie, ducea o viață de neprihănire. Se spunea despre Maria și despre Iosif. Sigur că în poporul evreu, logodna avea caracter de căsătorie. Adică băiatul care promitea fetei că o va lua în căsătorie, trebuia să se țină de cuvânt. În cazul în care acesta ar fi descoperit că fata nu-i fecioară și că s-a încurcat cândva în trecutul ei cu altcineva, trebuia să meargă în fața bătrânilor lui Israel, în fața preotului, trebuia să dea o carte de despărțire, să facă o mărturisire, să spună cauza pentru care el se desparte de ea. În toată această perioadă de logodnă, ei n-aveau voie să-și consume actul de căsătorie. Adică n-aveau voie să aibă o viață intimă, să trăiască împreună. N-aveau voie. Biblia spune că atât Iosif, cât și Maria, amândoi erau neprihăniți. Oamenii aceștia s-au temut de Dumnezeu. Trăim în această generație, în generația când neprihănirea este tot mai subțire. Și când ne obișnuim cu forme ale păcatului, încercând să le explicăm și să le justificăm cu Scriptura. Li se par șocanți unora atunci când luăm decizii, să zic eu, mai severe. Că dacă doi tineri s-au culcat împreună, nu îi căsătorim în biserică. Nu ne punem mâinile peste ei. Dar de ce, frate? Dar să-i faci de rușine. Dar cum să-i faci de rușine? Dar e neamul nostru, dar e familia noastră. Dar nu puteți să faceți așa ceva. Dar ei pot să facă așa ceva. Când Biblia spune foarte clar căsătoria să fie ținută în toată cinstea, adică în tot respectul sfânt, și patul să fie nespurcat în Cartea Evrei, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Asta spune Dumnezeu. Asta nu o spune cultul penticostal. Asta nu o spune tradiția penticostală. Asta o spune Biblia. Tu vrei Dumnezeu să fie cu tine în căsătorie, dar tu îți consumi actul de căsătorie înainte de căsătorie. Și înainte de căsătorie, oamenii nu vă pot despărți ca să nu păcătuiți, iar după căsătorie nu vă mai poate ține o biserică întreagă împreună, ci vreți să vă despărțiți. Păi lucrul ăsta nu-i curat, nu vi se pare? Și după ce se divorțează și se recăsătoresc, culmea că o duc foarte bine. Cu următorul partener. Dar de ce? Pentru că asta vrea diavolul, să strice tot ce-i neprihănit. Să altereze, să corodeze, să distrugă tot ce-i sfânt în poporul lui Dumnezeu. Când nu mai sunt neprihăniți în poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu scade în acea intensitate a prezenței lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se amestecă cu nelegiuirea.
Într-unul din psalmi, în psalmul 4, dacă nu mă înșel, spune așa: tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Dumnezeu urăște fără de legea. De aceea, vrei ca Dumnezeu să fie cu tine, să fie cu mine? Haideți, cel puțin din seara asta, să ne decidem în a avea o viață de neprihănire. Să ne decidem în a avea o viață sfântă, să renunțăm la păcatele mici. Că la cele mari, mulți din noi am renunțat. Și dacă n-am renunțat, vârsta și degradarea fizică, vrei, nu vrei, renunț la ele. Că ultima poftă care o pierde omul, știți care? Pofta de mâncare. Încet, încet poftele te lasă. Dar de ce să ajungi acolo încât puterea fizică să nu-ți mai creeze mediu ambient pentru păcat? De ce să nu renunți acum când ești în putere? Ce spune Biblia? Când te întorci la Dumnezeu? Când ești bătrân? Când îți tremură mâinile? Când îți tremură picioarele? Când îți cad dinții? Când îți slăbește vederea? Atunci, zice Biblia, să te întorci la Dumnezeu. Nu. Zice, când? Întoarce-te la Dumnezeu în anii tinereții tale, nu? Atunci îl convingi pe Dumnezeu că vrei cu adevărat Dumnezeu să fie cu tine. Nu în anii bătrâneții, când zici nu mai găsesc nicio plăcere, pe amul la 80 de ani, mai bine să mă pocăiesc. Și uneori, unii nici la 80 de ani nu se mai pocăiesc. Dumnezeu să aibă milă. Dragii mei, Biserica Domnului este chemată să fie o biserică sfântă. Și sfințire înseamnă depărtare de orice se numește păcat. Și ca să știu ce se numește păcat, trebuie să știu ce spune Biblia despre păcat. Să știu că nu numai păcatele mari sunt păcate. Păi eu n-am omorât, n-am curvit, n-am prea curvit, n-am făcut astea, sunt păcate mari. Dar de mințit, dar de bârfit, dar de urât în ascuns, dar de a purta vorbe neadevărate în poporul Domnului despre un anumit frate. Ai făcut? Astea sunt păcate. Să urăști pe cineva nascuns. E un păcat. Biblia spune foarte clar, Apostolul Ioan spune foarte clar, că cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Câți ar trebui să fie în penitenciarul din Baia Mare? Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta și să ne păzească de păcatele mici, că de păcatele mari ne ferim noi. Vorba lui Creangă, păzește-mă de prieten, că de dușmani mă feresc eu. Un al doilea lucru, Dumnezeu este cu noi atunci când suntem cristocentrici. Ce înseamnă? Nu vă speriați de termeni. Legați de Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu este cu noi când suntem legați de El, când ne-am legat viața de Dumnezeu. Maria și Iosif amândoi erau legați de Domnul Iisus Hristos. Oricât ar fi vrut, oricine să-i despartă de Iisus, nu i-au putut. Maria nu l-a abandonat pe Iisus. Au zis, pune o întrebare Apostolul Pavel, ce ne-ar putea despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și enumără el acolo câteva motive. Necazul, suferința, boala. Ce ne-ar putea despărți pe noi de Dumnezeu? Ce ar putea rupe legătura dintre noi și Dumnezeu? Pentru că cel rău zice să ne ridicăm împotriva unsului său și să le rupem legăturile. Adică să nu mai aibă nicio legătură neprihănitul cu Dumnezeu. Ce ne-ar putea rupe pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte, toate aceste lucruri firești ar putea să ne despartă de Dumnezeu cel viu și adevărat? Dacă numai ne-am pus încrederea în Dumnezeu numai pentru lucrurile astea, Dumnezeu să-mi dea hrană, Dumnezeu să-mi dea haine, Dumnezeu să-mi dea, spune Apostolul că suntem unii dintre cei mai nenorociți dintre oameni, de toți oamenii. Cât de legat ești de Dumnezeu? Îmi place așa de mult aspectul acesta istoric al celor trei tineri din Israel,
care atât de legați au fost de Dumnezeu, încât nici temperaturile înalte ale cuptorului aprins n-au putut să topească legăturile dintre ei și Dumnezeu. Câți au aruncat în cuptor? 3. Câți a numărat împăratul? 4. Câți au ieșit din cuptor? 3. Unde era al patrulea? Al patrulea încă în cuptor. Dacă vei intra vreodată în cuptor, să știi că nu ești singur. Că este unul care te așteaptă acolo în cuptor și care stinge puterea focului. Flacăra arde, dar n-are puterea să te ardă. E așa de puternic Dumnezeu, El a luat puterea focului. Flacăra ardea, însă n-avea nicio putere ca să-i ardă. Spune Biblia că nici măcar un fir de păr nu li s-a pârlit. Și nici măcar n-au mirosit a fum. Dumnezeu e atât de puternic când a stins puterea focului. Slăvit să fie Dumnezeu. El are puterea, Dumnezeu are puterea să stingă puterea încercării prin care treci. Oricât de puternic ar fi încercarea, mai puternic e Dumnezeu, care poate să ia puterea acelei încercări, chiar dacă ești în ea, și să nu te afecteze. Asta face Dumnezeu. Dacă rămânem legați de Hristos, dacă rămânem legați de Dumnezeu, și mă rog din toată inima nimeni și nimic să nu ne dezlege de Dumnezeu. Uite, în Evrei, tot în Evrei spune că creștinilor primului viac, știți, li s-au luat averile. Au fost o vreme când creștinismul a fost, să zic așa, în ghilimele prosper. Adică oamenii care au devenit creștini la început, înainte să fie creștini, când erau păgâni în lumea păgână, ăștia erau oameni de afaceri, oameni bogați. Auzând mesajul Evangheliei, l-au primit pe Iisus Hristos și au devenit creștini. Iar Nero, cel mai nebun împărat al Romei, le-a spus, aveți o opțiune. 1. Rămân averile, toate sunt ale voastre și rămâneți păgâni, mă considerați zeu. Deja împărații romani acceptau închinare încă din timpul vieții, mai ales Nero, considerându-se și zeu și nebun și în toate felurile, așa cum îl descrie istoria. Sau veți fi deposedați de averi, aruncați în închisori și așa mai departe. Și scrie Biblia că ei au primit răpirea averilor cu bucurie. În 2008, când a existat criza și în America, am văzut creștini care au luat o razna că și-au pierdut banii. Dacă ar veni o astfel de încercare, ce ai face? Fă-ți doar așa un fel de test psihologic și vezi ce ai face. Să-ți ia apartamentul, să-ți ia casa, să-ți ia mașina, să zică, nu, vrei să fii cu Hristos sau vrei să fii fără toate astea? Ce faci? La această întrebare retorică nu vă dați răspunsuri, nu vă grăbiți să vă dați răspunsuri, nu judecați pe alții, nu vă gândiți la alții ori, dar tu ce ai face? Gândește ce ai face tu. În al treilea rând, Dumnezeu este cu noi, deci în primul rând când suntem neprihăniți, în al doilea rând când suntem legați de Dumnezeu, de Iisus Hristos. Când ascultăm ce ne spune Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Știți cum îl convingem noi pe Domnul Iisus că-L iubim? Nu prin declarații verbale. Domnul Iisus a zis, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne? Adică știi, înseamnă Doamne, Doamne. În vremea lui Iisus, acest cuvânt Doamne, Doamne, este ca și cum ai spune astăzi dumneavoastră. Pronumele ăsta de politețe, da? Noi în limba română îl avem. La american nu există pronume de politețe. Acolo tățâs you, adică tu. Că-i bătrân, că-i tânăr, tățâs you. Nu există, dar în limba română e așa de frumos să spui unei persoane mai în vârstă dumneata, da? Deci să vorbim și corect românește. Nu spuneți unei persoane în vârstă dumneavoastră, că nu-s mai mulți, e unul. Spui dumneata. Când îți mai mulți, spui dumneavoastră. Este frumos acest pronume de politețe, da? Când te adresezi cuiva și îl respecti. Iar acest respect îl aveau și ucenicii, îl aveau și cărturarii și farisei într-un fel față de Domnul. Doamne, Doamne, de ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă poruncesc eu? Adică dacă tot mă respectați, tot
îmi recunoașteți autoritatea, știți cine sunt, că superior, de ce nu faceți ce vă spun? Iar continuă Domnul Iisus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci nu neapărat veți face declarații verbale. Poți să-L iubești pe Dumnezeu fără să spui odată în viață, te iubesc, Doamne. E frumos dacă o spui. Dar pe Dumnezeu îl convingi prin gesturi, prin fapte, prin ceea ce faci. Împlinind poruncile Lui și prin ceea ce fac, îl convingem pe Dumnezeu că îl ascultăm. Și aș vrea să-L ascultăm pe Dumnezeu așa cum au spus apostolii, în Faptele Apostolilor. Să ascultăm mai mult de voi, de sistemul religios, de sistemul politic, mai mult decât de Dumnezeu? Nu se cade oare să ascultăm mai mult de Dumnezeu, a spus apostolul Petru? Dumnezeu să ne ajute să-L ascultăm pe El. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, să umblăm în fiecare zi cu Dumnezeu. Dacă umblăm în fiecare zi cu Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu nu este cu noi numai când venim în biserică. Dacă trăim în afară, fără Dumnezeu, și venim în biserică în speranța că aici o să-L întâlnim cumva pe Dumnezeu, să știți că ne înșelăm singuri. Bine spunea savantul Iorga, pentru creștinii care trăiesc în afară fără Dumnezeu și în biserică pretind că vin la întâlnirea cu Dumnezeu. Și spuneam felul următor. Oamenii L-au închis pe Dumnezeu în biserică, pentru ca pe afară să trăiască ei cum vor. Dragii mei, suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi ca Enoch. Enoch a umblat câți ani cu Dumnezeu? 300 de ani a umblat cu Dumnezeu și 300 de ani sunt mai mulți decât ai noștri 60, 70 sau chiar 80. 300 de ani, în fiecare zi, a umblat cu Dumnezeu. Nu știu dacă omul ăsta a fost vreodată la o evangelizare, nu știu dacă a fost vreodată la adunare, nu știu dacă au avut el evangheliile care le avem noi. Dar asta spune Biblia despre el. Și într-o zi Dumnezeu a zis, Enoch, decât să tot vin eu la tine, mai bine vină tu la mine și să fim pentru totdeauna împreună. Pentru că cine umblă cu Dumnezeu, va veni vremea când Dumnezeu îl va lua la cer, ca să umble cu El și în împărăția cerească. Cu cine îți place să umbli? În anturajul cui îți place să fii? Pentru că anturajul te definește ce persoană ești. Știți proverbul românesc? Spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Te uiți la o persoană și vezi cam cu cine îi place să umble. Știți, în unul din psalmi spune felul următor. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură cuvântul meu? Când tu te însoțești cu prea curvarii, te duci cu mincinoșii, dai drumul gurii la rău și vorbești împotriva fratelui tău. Ți-ai închipuit, zice Dumnezeu, că eu sunt ca tine, adică eu umblu cu tine peste toate mizerile pe unde umbli tu. Vine vremea când îți voi pune totul sub ochi și îți voi arăta ce ai făcut. Vreau să vă întreb, umblăm noi cu Dumnezeu? A umbla cu Dumnezeu înseamnă a respecta poruncile Lui, a-L asculta pe Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a avea comuniune cu Dumnezeu. Ne rugăm noi în fiecare zi? Ne-am rugat noi dimineață? Mai obișnuiesc frați care vin aici să aibă câte un cuvânt, stăm câte la o discuție și mă întreabă musafirii care vin de obicei, frate, cât timp am? Și obișnuiesc să-i răspund, cât te-ai rugat dimineață? Și mă uit la fețele lor, nu mai văd cum pălesc. Unii chiar au curajul să mi-o spună, păi zice, atunci nu mai trebuie să predic, frate. Am înțeles. În fiecare zi trebuie să... Nu-ți începe ziua niciodată fără Dumnezeu. Înainte să vezi fața unui om în fiecare dimineață, bine ar fi să te întâlnești cu fața lui Dumnezeu. Bine ar fi să auzi vocea lui Dumnezeu și să auzim vocea lui. Asta este cel mai esențial. Ieșind pe ușa casei, cum se spunea aici, într-o rugăciune spunea frații, mulțumesc că ne-ai păzit de accidente.
Știți că poți ieși și să nu te mai întorci acasă niciodată? Că nu-i garantată ieșirea pe ușă, întoarcerea spre casă? De aceea este bine să umblăm cu Dumnezeu, pentru că nu știm ceasul, nu știm clipa când Dumnezeu ne cheamă. Vrei Dumnezeu să fie cu noi? Să fie cu tine, atunci umblă în neprihănire. Fii legat de Domnul Iisus Hristos. Ascultă și împlinește ceea ce spune Dumnezeu. Și să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune.